Înainte să ne apucăm de baliaj și să ne formăm direct în cap o schemă, da? Mergem foarte mult pe geometrie spațială, da? Pe triunghi. O să vă arăt triunghiul ABC, cum îl împărțim încât să ne dea luminozitatea unde ne dorim noi. Se începe exact la fel ca la un boxit normal, îl împărțim în 4 părți egale. Ok? Cât de egale se poate. Puteți să vă ziceți ceva, îmi fac vlog și de aia se filmează. Ok, avem 4 părți egale. Noi o să ne creăm triunghi, da? Avem triunghi, da? Triunghiul A, B, C. Noi dacă colorăm latura C, A, avem foarte multă luminozitate, da? Atunci când vine pe buclă, da. Și unghiul este foarte subțire. Avem legătură între rădăcină și partea care o colorăm foarte, foarte mult. Ok, este primul triunghi tot timpul când îl colorați. Stați, facem față cu șuvița și o colorăm aici, o lăsăm jos, da? A doua șuviță, ne creăm același triunghi. Și mă mut în dreapta, nu? Da, și mă mut aici. Eu dacă nu vreau să mai creez atât de multă luminozitate, da. Nu, invers, este luată șuvița invers. Așa, da. Eu nu vreau să mai creez atât de multă luminozitate la spate. Nu colorez pe toate, colorez doar deasupra. Și am deasupra și am continuitate cu toate aici. Înțelegeți? Noi cum venim, aplicăm pe laturile șuviței, ștergem deasupra, jos am păr natural și jos colorăm tot. Mm-hmm. Înțelegeți? Colorăm tot jos. Da. Haideți să facem prima șuviță. A, pudra se face, crema se face unul la unul. Pun. Punem ce trebuie. Unicuță. Este foarte densă pentru că atunci când vrem. În paletă, da, când avem pentru a să fie tot timpul curată, pentru că nu o păta părul. Cine sunt picat asta până atunci? Eu mai am una mașină. Nu, vreau să văd de legea la dor, să mi-am dai de lucru. Ok, deci am cantitate de produs pe paletă, da? Deci vezi ce este eu acum? Pictez, pur și simplu pictez, da? Am cantitate de produs pe paletă, pun tot timpul. Paleta pensula să fie cât mai curată, ca să nu împătesc firul de păr. Îmi iau și vita, trebuie să fie foarte bine tensionată, da? Foarte bine tensionată, trebuie distribuită cantitatea de produs cam la fel peste tot. Dacă pun mai multă cantitate de produs într-un ochi, se deschide mai mult și atunci pătesc. Ok? Vreau să încrez luminozitate în lateral, filtrez de la mijloc și mă duc în sus, luminozitate, da? Și pictata asta nu este vente pe răzut? Nu. Să vă arăt și de ce. Ok? Până aici, de aici vreau să am vârful deschis, da? Aici îmi pun cantitate de produs. Sus vin și mi umplu doar pe deasupra, încât pe dedesubt să am păr natural. Adâncime cum ar fi. Nu, nu bag niciodată pensula așa pentru că mă duc, doar cu laterală. Ok, am cantitate de produs pe paletă, vin și îmi colorez vârful tot timpul pe colț.
ca să nu-mi dau linie dreaptă de vesel. Ca să nu pătesc, cum am zis. Vedeți, eu am distribuit cam uniform cantitatea de produs. Da. Eu până am dat acum. Lucrez foarte.